premieră în rândul medicilor din Cluj-Napoca. Ei au realizat prima intervenție chirurgicală cu echipament laser, reușind astfel să extirpe o tumoră multiplă de la o pacientă în vârstă de 56 de ani. Femeia se simte bine acum și se va putea bucura în curând de compania celor dragi acasă. Aparatul minune cu care au fost dotați medicii clujeni a fost adus din Germania. Îi dăm drumul și el funcționează comandat după o pedală. Destul de ușor de manevrat, dar trebuie să fii foarte, foarte atent. Laserul îndepărtează aproape orice dimensiune a tumorilor, fără sângerări și cu coagulare imediată. Prima pacientă care a beneficiat de o astfel de operație are 56 de ani și este din Deva. Femeia s-a îmbolnăvit de cancer la colon, iar metastazele s-au instalat la nivelul plămânilor. Am umblat pe picioarele mele. Dar cum ați ajuns la medic? Cum ați aflat că v-ați îmbolnăvit? După control periodic de la servici. I-am extirpat 9 metastaze din plămânul drept. Supraviețuirea se prelungește cu 12 luni față de metodele clasice. Până acum, pacienții cu metastaze nu aveau șanse prea mari de supraviețuire, mai ales că în majoritatea cazurilor boala era depistată prea târziu. 70% din pacienții cu cancere pulmonare se prezintă în stare avansate. Dintre ăștia, un procent important au metastaze multiple, care sunt beneficiarii acestei tehnologii ultramoderne. Aparatul revoluționar a fost adus din Germania și va putea fi utilizat și în alte ramuri ale chirurgiei toracice. Deci suma cred că nu este impresionantă, este vorba undeva la 25.000 de euro. Important este calitatea acestei aparaturi și unicitatea lui în dotarea acestui spital. Spitalul de pneumoftiziologie Leon Danielo din Cluj este singura unitate medicală din țară în care se efectuează în prezent astfel de intervenții.